actualitatea românească. Bună seara! Sunt primul Laurențiu și vă spun bine v-am regăsit la actualitatea românească. Iată știrile ultimelor 24 de ore. Știrea numărul 1. Europarlamentarul finlandez ecologist Satu Hassi a afirmat că premierul Victor Ponta are o imagine foarte roz pe tema mineritului cu cianuri în Finlanda, însă, spune aceasta, declarațiile sale sunt bazate pe o totală dezinformare. Am fost informată că premierului român Victor Ponta i-a fost pictată o imagine foarte roz în ceea ce privește utilizarea cianurii în minele finlandeze. Declarațiile sale par să se bazeze pe o dezinformare totală, a spus Satu Hassi, potrivit realitatea.net. Oameni buni, doamna europarlamentară din Finlanda nu-l cunoaște pe pisicul Carpatin și crede că pisicul a fost dezinformat. Ea nu știe că, de fapt, pisicul dezinformează, nu-i dezinformat. Adică ești un pic în eroare, doamna europarlamentară. Păi pisicul Carpatin cu asta se ocupă. El dezinformează. El îi minte pe consilierii lui, el vă minte pe voi ceilalți miniștri din Europa și el minte și dezinformează poporul român. Nu el este dezinformat. Bine, eu cred că ea îl cunoaște. Ea știe ce-i poate pielea pisicului Carpatin. Nu cred că a aflat prima oară de Victoraș, așa, cu ocazia vizitei lui în Finlanda. Dar ea fiind foarte diplomată, foarte finuță, a zis că pisicul e dezinformat. Adică pisicul a fost păcălit. Săracul de el. Oameni buni, am trăit-o să o vedem și pe asta. Victoraș a fost el dezinformat, auziți, pentru prima oară în istoria vieții lui, a fost păcălit. L-a indus în eroare. Cine l-a indus în eroare? Cred că ministrul ăsta, ambasadorul României în Finlanda, care și-a luat concediu cu ocazia vizitei lui Victoraș în Finlanda. Cascadorii râsului, ne facem de rușine pe peste tot. Cu acest fenomen, cu acest specimen, cu acest pisic Carpatin, a cărui loc e la grădina zoologică, nu în fruntea țării. Nu știu până când poporul ăsta îl va mai suporta, nu știu cum de nu-i crapă obrazul de rușine președintelui Băsescu, că și-a bătut joc de țara asta în felul acesta. Eu înțeleg, băi Băsescule, că l-ai pus odată. Înțeleg că ai fost orbit, n-ai știut, ai fost dezinformat și tu precum pisicul. Te-a păcălit serviciile, te-a păcălit Maior încercând să ți-l bage în față pe Finu. Bă, frate, dar după ce te-ai păcălit odată, după ce ai văzut ce-i poate pielea, după ce a vrut și să te dea jos de la putere prin șmecherie, să-l mai pui și a doua oară prim-ministru, apoi nu vă supărați. Nu-i devină pisicul Carpatin că e prim-ministru. Nu. Vinovat este președintele Băsescu. Dacă președintele Băsescu era un bărbat adevărat și nu unul de cârpă, spunea așa: eu pe ăsta a doua oară nu-l mai pun. Mai bine plec, mai bine îmi dau demisia din funcția de președinte, mai bine poate să-mi facă cine ce-o vrea. Dar eu pe ăsta a doua oară nu mai pot să-l pun pentru că eu nu sunt un trădător de țară. Eu nu pot să distrug țara asta punând un astfel de prim-ministru. Numai că președintele Băsescu nu face un astfel de gest și îl numește a doua oară pe pisicul Carpatin. De ce? Păi eu sunt convins că nu de bunăvoie. Eu sunt convins că nu de drag. Ce să-i faci când stăpânul tău îți spune: bă, pe ăsta trebuie să-l pui. Tu poți să zici: păi stai mă, uite ce mi-a făcut, ce știu. Bă, tu n-auzi, pe ăsta trebuie să-l pui. Păi ce poți să mai faci când ești șantajat și ești șantajabil și nu ești decât o simplă unealtă, un singur instrument în mâna altora care vor să distrugă această țară. Îl pui și a doua oară. Și iată, acum culegem roadele. Ne facem de râs în toată lumea cu el și mai și duce la ruină această țară. Trecem la punctul 2. Știrea a doua zilei de astăzi este următoarea. Șeful SIE, Teodor Meleșcanu, a declarat marți în fața Comisiei de Control a SIE că în perioada 2003-2013
Serviciul de informații externe a transmis zeci de informări clasificate către guvern, președinție și Ministerul Economiei. Adică înțelegem de la tovarășul Meleșcanu că serviciul de informații externe își face datoria și informează pe cine trebuie să informeze conform legii. Ar fi de discutat la acest capitol. Șeful SIE pe cine trebuie să informeze? Pe șeful țării și pe primul ministru. Adică Serviciul Român de Informații Externe este de fapt în slujba marilor păpușare ai acestei lumi, cu alte cuvinte. Pe cum să raportezi tu unor oameni care nu slujesc interesele României? Cum să raportezi tu secrete de stat, informații de o importanță vitală unor oameni care sunt în slujba altor țări, altor forțe, care nu slujesc interesele României? Mai mult, stau și mă întreb, cum poți tu, serviciu de informații, să te duci la Băsescu și să-i pui pe masă hârtie, să-i spui, uitați, domnule Băsescu, ce informații avem despre dumneavoastră, că sunteți marioneta păpușarilor, că sunteți aservit altor interese decât ale țării și că nu slujiți binele acestei țări. Domnule Băsescu, poftiți, ăsta este rezumatul la banii pe care i-ați luat conform celor spuse lui Ponta de la Gold Corporation. Iată, astea sunt discuțiile pe care le-ați avut cu doamna Udrea după ora 2 noaptea. Iată, astea sunt conturile dumneavoastră de prin străinătate. Iată și despre EBA, săraca de ea, ce bani a luat pe faptul că face lobby pentru Roșia Montană Gold Corporation. Ce să vă mai spunem? Domnule președinte, noi SIE propunem ca președintele să fie anchetat, cercetat și judecat. Cam asta ar trebui să facă SIE. Ca să vedeți în ce lume strâmbă trăim. Adică cum să se ducă serviciul de informații externe și să-i spună lui Ponta, domnule Ponta, uitați dovezile care arată că Ponta e vândut. Iată, eu, Meleșcanu, domnule Ponta, vă pun pe masă dosarul cu întâlnirile lui Ponta de la Miami, cu conturile pe care și le-a deschis în străinătate, cu banii care au fost virați de către agenturile străine și despre fel de fel de miliardari de pe lumea asta, ca el să trădeze țara. Iată-le! Domnule Ponta, aveți aici toate informațiile. Dați-le prin Procurorul General al României să-l ancheteze pe Ponta. Suntem de cascadorii râsului. E cascadorii râsului. Adică noi am pus lupul paznic la oi și acum îi mai și spunem lupului. Bă, lupule, fii atent ce ai făcut aseară. Ai mâncat 3 oi, mă. Trebuie neapărat să-i măsuri lupule împotriva lupului. E de cascadorii râsului. Suntem o comedie de țară. Vai de capul nostru, ne merităm soarta. Vorbeam într-o emisiune la Nașul TV, în urmă cu câteva luni, cu un colonel de securitate în rezervă, cu domnul colonel Prichici, și îmi spunea, printre altele, că Serviciul Român de Informații este legat de mâini și de picioare. Și nu venea să cred. Că l-am întrebat, zic, domnule, dar spune-mi ce se întâmplă, de ce în toți ăștia 23 de ani de trădare și jaf național, de ce Serviciul Român de Informații n-a făcut nimic? Niciodată n-am auzit ca Serviciul Român de Informații să-l fi prins pe unul, să-l fi dat la procuratură pe altul, să aud despre activitatea Serviciului Român de Informații pentru protecția statului român. A, zice, păi n-ai cum să auzi. Păi cum, zic? Numai ei s-a desființat? Sau iau banii, iau salariile să nu facă nimic? Nu, zice, ei se ocupă cu alte chestii. Păi cu ce? Deci ei trebuie să strângă informații, iar aceste informații trebuie să le livreze cui? Politicienilor. Păi am stat și eu, păi bine mă, cum adică? Strângă informații despre politicieni, cum au vândut pe nimic țara asta, cum au desființat, cum au jefuit industria, cum au servit intereselor altor corporații și țări și la cine îi reclamați? Tot la ei îi reclamați. Da, zice, așa e legea. Băi, frate, pe cine a făcut legea? Pe cine? Politicienii. Aha, adică politicienii au dat o lege de funcționare a SRI, astfel încât SRI să fie legat de mâini și de picioare, să nu poată să raporteze trădarea de țară, să nu poată să raporteze diverse infracțiuni, diverse activități
ostile României decât tot lor. Adică trădătorul a făcut o lege prin care sie să poată să reclame pe trădător tot la trădător. Vă dați seama ce sistem avem? Ce sistem minunat după care unii plâng. Când eu spun că vrem să instaurăm meritocrația, vine câte un idiot și zice, băi, cum să instaurezi? Păi nu, cum să putem noi fără politicieni? Ce lume aia pe care o propui tu fără partide și fără politicieni? Nu se poate. Nu se poate. Ia-uți, frate, nu se poate pădure fără tigri, urși și lupi. Nu, n-ar mai putea să trăiască viețuitoarele în pădure fără tigri, fără urși, fără lupi, fără prădători. Noi românii nu știu cum ne-am descurca fără să ne jefuiască și fără să ne bagiocorească politicienii și partidele lor. Nu, nu ne-am putea descurca. Dar să mă întorc la serviciile de informații. Deci serviciul de informații este legat de mâini și de picioare. Nu poate să raporteze acte ostile împotriva acestei țări și intereselor acestui popor decât chiar celor care le produc, care le provoacă. Și atunci, normal că nu se întâmplă nimic, că în 24 de ani n-a fost prins niciun trădător, niciun spion, niciun nimic. Nu! Cum să afli tu că Băsescu sau Ponta sau toți prim-ministrii de până acum au fost aserviți altor interese decât intereselor României? Cum? Păi dosarele ajung tot la ei. Asta ar fi una. Să ia Băsescu dosarul care îl primește de la servici și să zică, da, Băsescu ăsta e un mare ticălos, un trădător de țară. Să meargă dosarul la procuratură să-l ancheteze, să-l cerceteze, să-l aresteze. Asta ar fi una. Vă dați seama ce anomalie? Trebuie să schimbăm sistemul cât mai repede, cât mai avem ce salva din țara asta. Punctul 3. Protestele împotriva planului de a deschide cea mai mare mină din Carpații de Vest continuă pe întreg teritoriul României, reușind să inducă multă confuzie la nivelul guvernului, scrie Oxford Analytica. Premierul Victor Ponta și-a schimbat punctul de vedere public de cel puțin 3 ori pe tema oportunității proiectului de exploatare minieră. Iar disensiunile din rândul coaliției de guvernare au scos la iveală o formă haotică de a lua decizii publice, astfel că dubile cresc în privința fezabilității planurilor de privatizare pentru sectorul energetic, care sunt legate de căutarea finanțării internaționale. Afacerea Roșia Montană Gold Corporation scoate la iveală oportunismul unei elite transpartinice, iar prea puțin dintre membrii acesteia par preocupați de protejarea mediului sau a consecințelor negative asupra statului. Iată, începe să se vadă. Mizeria nu mai poate sta ascunsă sub preș. Încep să vadă și ăia din exterior. Ăia care vor să vadă. Pentru că sigur că da. Cei ce manipulează tot ceea ce se întâmplă la nivel de conducere în România, nu văd. Sau și dacă văd, e în regulă. Atâta timp cât trădătorii ăștia doi fac jocurile lor ale marilor păpușari, păi ei nu poate să fie dezamăgiți sau supărați. Numai o clipă să încerce să devieze de la drumul cel drept, Băse sau Ponta. Să vedeți cum se sesizează imediat păpușarii, cum se încalcă legile în România, cum se bagiocorește mediul, ecologia, poporul. Să vedeți cum sar toți să-l atace pe Băse și pe Ponta. Numai un pic să devieze de la drumul trasat. Dar cât timp ei doi își fac treaba pentru care au fost puși acolo, nicio problemă. În schimb, sunt anumite organizații care sesizează. Sesizează ce? Că e haos în România. Că e haos la nivel decizional. Că avem un prim-ministru de toată jena. Că avem un prim-ministru cu un caracter infect. Un om care a plagiat, care e suspect de crimă, care minte cum respiră, care se sucește, acum zice una și peste 5 minute zice alta, care cu o mână semnează pentru da și cu cealaltă pentru nu. Un om care e în stare și să mintă, dezinformând un popor întreg, mințind pe față despre o altă țară. Să fii în vizită în Finlanda și să minți despre Finlanda, în conferință publică.
Să te audă toată lumea, și poporul tău, și celălalt popor, cu minți, cu nerușinare. Și totuși să nu-ți fie jenă, să nu te poți abține. Asta se numește cleptomanie, e boală. Asta înseamnă să fii bolnav. Cum să nu sesizeze și ceilalți? Sesizează toți. Oriunde se duce, se face de rușină. S-a dus în Azerbaidjan și a început să vorbească despre nu știu ce cântăreață. Păi ăla se uita, am văzut, se uita primul ministru al Azerbaidjanului și nu-și dădea, ce vrea ăsta, frate, cu mandinga, cu din ăstea, ce mandinga, ce... Ăsta, el le zicea ponta, pisicul, el zicea pontele cu mandinga, el râdea. Ăia nu înțelegeau cine-i mandinga și de ce râde. Ăsta este un prim-ministru de țară. Ăia credeau că a venit cu chestii serioase, cu lucruri importante de discutat și el de fapt venise să le povestească despre Eurovision. Ăștia sunt conducătorii pe care i-a votat românii cu 70%. A, nu vă faceți probleme, că nici celălalt nu o să fie mai bun. Nici Antonescu nu-i cu nimic mai bun. Încă un om mai penibil decât Antonescu n-am văzut în viața mea. Ăștia sunt oamenii care conduc țara astăzi. Ponta, Băsescu, Antonescu. Și o să se schimbe între ei la anul, dacă nu o să vă treziți. Dacă nu vă veți trezi din moartea asta clinică în care trăiți, ăștia trei se vor schimba între ei. Vor face câteva rocade la anul. Și vom rămâne pe mâna acelorași păpușari care își bat joc de noi, care ne fură, ne jefuiesc și ne reprezintă așa cum ne reprezintă acest pisic carpatic. Spune că acest ONG spune că Roșia Montană Gold Corporation scoate la iveală oportunismul unei elite transpartinice. Și că acești politicieni nu sunt preocupați în niciun caz de binele acestei țări, de protejarea mediului, nu sunt interesați de dezvoltarea economiei, ci sunt preocupați și este o obsesie pentru ei să se dea odată aurul Roșiei Montană Gold Corporation. Oameni buni, eu înțeleg că a fost o greșeală. Uite, a venit un dosar, ne-am convins, am văzut și din mass media, opinia publică e împotrivă, este o greșeală, păi renunțăm. Băi, oameni buni, dar nu așa se întâmplă. Se vede că este o obsesie pentru ei, e disperare. Iar atunci când e obsesie și disperare, cu siguranță nu mai e dezinteres, nu mai este lipsă de interes. Este clar, când ești focusat, concentrat pe realizarea acelui lucru, mințind, inducând în eroare, manipulând, cumpărând televiziuni, este clar că acolo nu mai este ceva curat. E clar că ești cointeresat să se întâmple acel lucru. Eu nu înțeleg, politicienii ăștia, voi, cei ce v-ați dus la vot, eu nu m-am dus niciodată, dar voi ăștia care v-ați dus la vot și i-ați votat, pentru ce i-ați votat? Pentru Roșia Montană? Asta e unica lor preocupare? N-au altă preocupare zi de zi? N-au ce face? N-au de condus această țară? Toată economia românească e de fapt doar punctul ăsta, problema asta? Nu există altceva important în țara asta de făcut? De luni de zile, numai asta se discută, numai asta fac toți politicienii. Caută să vă convingă că ce mare grozăvie, ce mare bogăție o să se strângă în România odată cu începerea exploatării aurului de la Roșia Montană. Păi oameni buni, am înțeles. Au greșit sau au avut o părere că trebuie exploatat. Dar până când o să mai se lupte ei să vă convingă și pentru ce duc ei lupta asta? Voi nu vă întrebați? Băi, a cui e războiul ăsta de fapt? Pentru că eu nu-i văd la televizoare pe reprezentanții lui Gold Corporation și nu-i văd luptând prin mass media atât de abitir cum luptă politicienii români. Toți! Că zic și ăștia, englezii, oportunism al unei elite transpartinice. Asta înseamnă că toți vor. Toți, mai puțin câțiva, care, cum e neamțul, care săracul, e nervos tare, ați văzut ce nervos e, s-a dus, i-a aruncat cu arginții în față lui pisicul Carpatin. Nervos tare. El n-a luat banul.
Păi da, bă, se poate așa ceva, băi, Gold Corporation. Ați dat bani la toți? La PDL, la PSD, la PNL, la PC, la toți. Ați dat la toate televiziunile? Bă, numai lui Neamțu nu i-ați dat, mă? Păi cum să nu fie nervos ăsta, mă? Cum să nu fie frustrat? E normal să fie frustrat și îl înțeleg. Bun. Punctul 4. Premierul Victor Ponta a declarat că a avut o discuție cu ministrul delegat pentru IMM, Maria Grapini, după ultimele declarații ale acesteia legate de guvern, și a precizat că nu are o problemă cu aceasta, dar că trebuie să se obișnuiască mai mult cu poziția de ministru când vorbește cu presa. Grapini a declarat marți că poate să intre în cartea recordurilor prin poziția unicat a unui ministru care vine și spune în public ce prost este guvernul din care face parte și că membrii acestuia nu înțeleg mediul de afaceri. Doamne, a avut o licărire, o tresărire de luciditate, această Grapini, și a spus că guvernul din care face parte e unul foarte prost. Se vede cu ochiul liber. Deci nu trebuie să fii savant ca să observi acest lucru. Nu e necesară prea multă inteligență, doamna Grapini, ca să sesizezi că este un guvern de incompetenți, la fel ca toate guvernele din ultimii 24 de ani. Ăsta, pe lângă faptul că este incompetent, este și trădător de țară. Dar pe asta nu vă deranjează, înțeleg. Asta n-ați spus. A zis doar că este incompetent, că este cel mai prost guvern. Bun. Dar l-ați supărat iară pe pisicul Carpatin. Eu dacă eram Ponta, a doua zi erați dat afară. Păi bă, frate, ăilalți măcar nu recunosc că-s proști. Măcar nu-s conștienți. Poate ei cred că sunt buni. Dar dumneavoastră ce căutați acolo? Păi ori sunteți proastă ca ei, ori nu vă potriviți. Și într-un caz și în altul trebuie să plecați. Uite, îl vedeam pe ăsta, pe ministrul culturii ieri la televizor, pe Daniel Barbu. Oameni buni. În viața mea n-am văzut personalitate publică mai bălălău, mai fătălău ca ăsta. Eu n-am văzut. Băi, oameni buni, dintre toți oamenii de cultură din țara asta, dintre toți oamenii de valoare ai acestei țări, numai acest individ putea fi pus ministrul culturii. Ăsta este simbolul culturii din România, oameni buni. E o rușine. Mă uitam la el la televizor. Dumnezeule. Trec peste faptul că arată cum arată. Trec peste faptul că vorbește cum vorbește. Dom'le, dar nici măcar nu are carismă. Măcar de ar fi un tip interesant, un tip carismatic, un tip care să fie jovial, să fie... Bă, zice cum zicea Ungureanu, că l-a întrebat odată la Realitatea ăsta, Rareș Bogdan ăsta, sau cum îl cheamă. Zice, băi, zice, da, spuneți-mi o treabă, domnule Ungureanu. Zice, pă, ăsta era obezat de unul, de vreo 25 de ani. Zice, cum l-a spus ministrul economiei? Doar așa pentru că taică-su e un mare mahăr? Un mare miliardar? A, nu, nu, zice, l-am pus acolo în guvern pentru că e un băiat deosebit. Cum, domnule, apt să fie ministrul economiei la 25-26 de ani câte avea? Da, zice, era foarte bun, zice. Știți, nici nu vă dați seama cât de haios era, cât de glumeț era, ce de glume zicea. Se uită ăsta, moderatorul, zice, cum, domne, pentru asta l-a spus acolo ministru, că era haios? Păi zice, dumneavoastră, nu realizați cât de important este într-un guvern acolo, când ne strângem toți, să fie o atmosferă plăcută, să fie un om care mereu să facă glume, să ne facă să râdem, să destindă atmosfera. A rămas ăsta blocat moderatorul, nu mai înțelegea nimic. Probabil că era un bezmedic ca mine. Nu înțelegea că trebuie să fie oameni capabili, trebuie să fie oameni de valoare, profesioniști în guvern, oameni, manageri care să poată să conducă țara asta foarte eficient. Păi Ungureanu nici nu înțelegea chestia asta. Stai mă, ce treabă avem noi aici în guvern cu eficiența, cu profesionalismul, cu astea? Adică de ce n-ar putea fi ăsta la 25 de ani ministrul economiei, când la 30 de ani o cucoană care umbla pe podiumuri de prezentare a modei a putut să fie șefa Parlamentului, președintele Camerei Deputaților, Roberta Anastase. Fără nicio zi de experiență și de vechime în sistemul parlamentar, fără nicio experiență de viață, creier zero, buci și boxe. Păi bă, frate,
Păi poți numai cu buci și craci și boxe să conduci Parlamentul României? Păi cum să meargă bine treaba? Cum să ai o conducere eficientă, valoroasă? Cum să ai performanță în țara asta când ești condus de cine, bă, băiat? De unul care e haios și e ministrul economiei? De una care are sfoara prin fund și defilează pe podiumuri? Mai îți bagă și pe unul ca Funeriu, care îl mai bagă și pe Daniel ăsta, Barbu. Madame Grapini asta nevinovată, cred că ar fi o bună țesătoreasă, o bună ar fi bună să te tras la mașină, de remaiat ciorapi. Dar ce treabă are ea, mă, frate, cu ministerele, cu IMM-urile? Ci că e om de afaceri. Vai de capul nostru, ce s-a... De aia merg afacerile în România, cum merg. Da. Astea sunt membrii guvernului din România și asta este valoarea guvernului autorecunoscut. Atenție! Când eu mai spun vreodată că guvernul României este un guvern de incapabili, să-l păzească Dumnezeu pe ăla ce mă contrazice. Atâta timp cât ei din interior spun că e cel mai prost guvern. Știrea numărul 5 de astăzi este următoarea. Deputatul PNL, Ludovic Orban, a vorbit la Realitatea TV despre protestele așa zișilor mineri de la Roșia Montană. Aș trata cu foarte multă circumspecție problema locurilor de muncă de la Roșia Montană. Aud în foarte multe știri despre mineri. Minerii care s-au blocat în subteran, minerii scoși de ponta din subteran. Nu există mineri. Din 2006 s-a întrerupt orice activitate de minerit la Roșia Montană. Acolo sunt angajați, unii sunt personal TESA, alții desfășoară activități de conservare și întreținere a minei. Ei nu sunt mineri. Au probabil alte profesii. Desfășoară activitate în subteran, dar într-un muzeu. Activitatea lor din subteran sunt galeriile care fac parte dintr-un muzeu, a spus Ludovic Orban. Păi bă, frate, eu i-am văzut cu lămpașe, cu târnăcoape, ziceai că-s cei 7 pitici din Albă ca Zăpada. Păi ce făceau acolo? Jucau o scenă de teatru dintr-un film. Turnau filme, Albă ca Zăpada și cei 7 pitici de la Roșia Montană. A venit și pisicul Carpatin acolo. Nu mai știu, era în Albă ca Zăpada și cei 7 pitici vreun pisic. Trebuie să fi fost vreun motan pe acolo. Ok, au turnat un film. Pisicul Carpatin, Albă ca Zăpada și cei 7 piticei. Da, înțeleg că piticii de aia erau proaspăt bărbieriți, de aia erau salopetele impecabile, că erau recuzită. Erau doar pentru filmări. Sau poate că asta este recuzita pentru prezentarea muzeului. Când vin turiștii din America, când vine Sereș vine acolo să vadă și el aurul lui, să fie primit de mineri care să-i dea raportul, să-i spună despre realizările în muncă, despre planul cincinal. Și atunci Sereș va fi foarte mulțumit pentru că o să aibă bani care se mai câștige pentru el, pentru noua lui nevaste și pentru poporul maghiar. Și atunci o să fie toată lumea fericit. Păi băi, pisicule Carpatin, umbli cu dezinformare? Păi eu te-am crezut om serios. Zic finlandezii că tu nu ești cu dezinformarea, ci că tu ești un băiat super. Păi dacă e așa, de ce i-ai îmbrăcat, mă, pe aia în lămbâie, le-ai pus lămpașele pe cap? Săraci, am văzut, unii le-au pus invers. Bătea lămpașul la întârna în spate. Băi, săraci, mă, nici măcar atât să le explicați cum să... Măcar să fie adus un specialist, un miner adevărat, să le arate cum trebuie purtat lămpașul ăla, cum trebuie să bată lumina în față, nu în spate. Bun, asta este. Ce să mai zicem? Ce nu înțeleg eu e ce locuri de muncă vor minerii. Eu am înțeles că minerii nu mai sunt din 2006. Înțeleg că ei au fost pentru turnări, pentru film artistic, pentru... Universal Studios și pentru Sirius. Dar ce nu înțeleg este ce locuri de muncă vor ei să aibă în viitor în minerit. Că am înțeles că acolo va fi o mină la suprafață. Adică vin excavatoarele și adună cu cupele tot ceea ce se aruncă în aer, că se aruncă în aer cu multă dinamită, se fac toți stâncile alea imense, sunt sparte cu dinamită, vine excavatorul, încarcă, bagă într-un mega camion din ăla uriaș tot ce s-a spart, toată stânca aia care conține în ea aur,
Și asta se duce la fabrică, unde intră niște concasoare, niște pac, 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 vin niște din astea și sparg piatra, o fac praf, după care aia trece prin cianuri, cianura scoate aurul, pac, rămâne numai un praf, o mizerie, o infecție. Bun. Unde e minerul în tot lanțul ăsta? În procesul ăsta tehnologic, de când vine artificierul, artificierul, nu minerul, minerul nu poate să pună dinamită. Atenție! Minerul știe să dea cu târnăcopul și să cu picamărul. Dar, ca să fie artificier, asta este ceva special. Nu poate să facă un miner pentru că este o operațiune foarte periculoasă. Adică iei dinamită, o pregătești, știi exact cât trebuie, unde trebuie, pui dinamita, arunci în aer. Până aici niciun miner. Vine la excavatoristul, cu o cupă uriașă, pac, pac, la ghidoane, la volan, pac, 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 duce excavatorul, prinde ăla și aruncă unde? Într-un camion. Atenție, excavatoristul nu e miner. Minerul nu poate să fie excavatorist. Ca să fie excavatorist, trebuie să te pricepi la asta, la mașini, la condus, la mânuit excavatorul. Și dacă ar trebui, trebuie 2, 3, 4 excavatoare. Hai să zicem că pe 3-4 mineri îi reprofilezi, îi faci excavatoriști. Bun, hai să zicem, cu toate că nu e așa ușor. Nu e așa ușor pe excavator ca să fie miner. Îți mai trebuie niște școală și niște creier. Dar să zicem că reușești cu 4 mineri de acolo, de la Roșia Montană. Dar ce faci mai departe? Pui în camion. Iar conducătorul de camion nu e miner. Pleacă ăla cu camionul. Hai să zicem că îi faci și pe aia, încă, mai faci încă 10. Minerii îi înveți să conducă camioanele. Bine, hai să fie așa. Bun. Se duce la concasor. Acolo nu are nimeni nimic de făcut. Că minerii, oricât ar fi de puternici, de vânjoși, de musculoși, de ardeleni, hrăniți ca lumea cu slană și cu pălincă, nu poate să spargă alea. E un utilaj special care sparge stâncile și îl transformă în praf. Și atunci vă întreb, unde sunt locurile de muncă pentru mineri, oameni buni? Acolo o să trebuiască personal TESA, specialiști în computere, artificieri, ingineri, care să spună unde, cum. O să trebuiască din ăștia care vin măsoară, care vin și care cercetează compoziția pământului sau care să le spună unde să pună dinamita, unde să sape, unde să facă exploatarea. Cum naiba le zice la ăștia? Mă rog, nici nu contează. Dar unde sunt minerii? Că tot n-am înțeles. Se vor forma mii de locuri de muncă la Roșia Montană Gold Corporation pentru mineri. Păi mineri, next! Bă, sau poate s-a gândit așa, Seyreș, sau Zilberman, sau Goldstein, sau cum îl cheamă pe ăla. Bă, poate s-a gândit așa. Dăm drumul la Roșia Montană și luăm pe toți minerii din Roșia Montană și ducem în Peru. Că acolo în Peru și că avem și acolo o mină. Păi da, la mina din Peru, ce o să fac acolo? Bă, acolo o să facă. Acolo e de lucru. Acolo trebuie să facă curat, trebuie să astupe toată mizeria pe care au lăsat-o în urmă. O să ia lopețile și o să arunce pământ bun peste toată infecția pe care au făcut-o acolo în Peru, de-au distrus toată țara aia. Da. No, bine, dacă e așa, n-am știut. No, așa că, dragă Seyreș, te rog să spui și lui Băse că eu sunt de acord, recunosc că o să creați locuri de muncă la Roșia Montană și puteți să luați tot aur acum, că ați rezolvat mineritul și locurile de muncă. Mergem la următoarea știre. Numărul 6. Președintele Traian Băsescu nu reprezintă România la o reuniune la nivel înalt care are loc în aceste zile la New York. România este reprezentată doar la nivel de ministru la adunarea generală a ONU. De la New York, ministrul afacerilor externe, Titus Corlățean, conduce începând cu 22 septembrie delegația României care participă la dezbaterile de politică generală ale celei de-a 68-a sesiune a adunării, tralala și tralala, că nu mai n-am nervi să citesc toată porcăria asta. La reuniunea de la New York, la care președintele Traian Băsescu a refuzat să meargă, participă numeroși șefi de stat în frunte cu cei mai puternici lideri ai lumii. Auziți, fraților,
se întâlnesc la ONU toți mari mahări din lumea asta. Adică toate marionetele. Adică marionetele din toată Europa, din America, de peste tot. Și Băsescu nu. Numeroși șefi de sasice aici, în frunte cu cei mai puternici lideri ai lumii. Păi oameni buni, unde-i Băse? Păi ce să înțelegem noi? Că Băsescu nu e șef de stat? Sau poate nu e unul dintre cei mai puternici lideri ai lumii? Băi, să știți că eu mă gândesc că se duce șeful lui Băsescu la această reuniune și nu mai are rost să se ducă Băsescu, că altfel nu-mi explic. Păi dacă se duc toți, tu îl trimiți pe Corlățean acolo? Păi Corlățean e acolo la, cu presa, cu ziariștii. Ce să caute Corlățean cu șefii de stat și cu cei mai... Adică e ca și cum i-ai sfidat pe aia. Ai zice, băi, fraierilor, voi sunteți ei șefii statelor din toată lumea, eu îmi trimit servitorul, eu îmi trimit aghiotantul pe Corlățean. Păi în clipa următoare, ăia atâta arată lui Corlățean, ușa. Tu cine ești, mă? Păi știți că sunt adjunctul, sunt și eu la, lucrez în Ministerul de Externe, unde? În România, băi, ia vezi că acolo ziariștii, hai, strânge repede și du-te. Pe de altă parte, Băsescu nici el n-are ce căuta acolo. Păi bun, ce să caute Băsescu la această reuniune? El n-are niciun cuvânt de spus în România. Da, păi în lume. Da, păi la ONU. Ar fi inutil. Doi la mână, nu cred că șifonează imaginea acești lideri, șefi de state, punându-se la masă lângă Băsescu. Eu mă gândesc că ăștia care se întâlnesc acolo sunt cu adevărat cei ce conduc lumea. Adică păpușarii și acei șefi de state care încă au coloană vertebrală și sunt independenți și lucrează în interesul popoarelor sale. Așa că, într-adevăr, nu știu ce ar fi putut să facă Băsescu acolo, pentru că el nu are o voce personală. El este doar un reprezentant. Și probabil că șeful lui este acolo. Știrea numărul 7. România se află pe locul 5 în Europa la producția de țiței și gaze, iar gradul de dependență de importuri este de 25%. Sub media europeană de 50%, a declarat Vasile Iuga, managing partner pentru Europa de Sud-Est în cadrul PricewaterhouseCoopers, transmite Alger Press. În același timp, gradul de dependență de importuri în România este de 25% sub media europeană. Avem un grad de dependență mai mic față de media europeană, care e de 50%. Din acest punct de vedere, România stă foarte bine, a explicat Iuga. Păi, bă, oameni buni, până acum auzeam la televizor și de la Ponta și de la Băsescu că de-aia trebuie să le facem noi cadou austriecilor și Chevronului gazul și petrolul, pentru că trebuie să fim independenți energetic, adică să nu mai importăm. Păi eu înțeleg că suntem una dintre cele mai independente țări din Europa. Și atenție, cu 25% dependență, asta e egal independență. Practic nu ești dependent de nimeni. Pentru că o țară, dacă depinde de 25% doar de importuri, se poate descurca oricând și fără acei 25%. Ca să mă înțelegeți. Dacă am nevoie de 15 milioane de barili de petrol pe an și eu nu mai pot să import și rămân doar cu 12, aia nu înseamnă că nu mai sunt independent. Înseamnă doar că trebuie să mă restrâng, trebuie să fac niște optimizări ale consumurilor, trebuie să fac niște raționalizări eventual, dar atât. Dar nu că nu mai ești independent. Ești dependent de importuri atunci când ai peste 50% importuri. Atunci, într-adevăr, ești dependent. Dar când ai doar 25%, asta nu justifică să dai pe gratis tot gazul acestei țări. Unul la mână, că nu e o justificare să-l dai pe gratis. Doi la mână, că dându-l altcuiva, abia atunci îți pierzi independența energetică. Când tu știi că depinzi de 25% importuri la gaz, dar că ai în subsolurile țării o avere, cantități imense de gaz, înseamnă că ești independent. Înseamnă că oricând spui, da, sunt dependent acum de importurile din Rusia, 25%, dar iată ce am în subsolurile patriei. Oricând pot să le scot și să le folosesc pentru mine și nu mai sunt dependent. Așa este.
Păi da, dar în clipa în care le-ai dat altcuiva, i-ai dat gazul din subsolurile tale, lui Chevron, păi abia atunci devii dependent. Atunci depinzi de Chevron. Pentru că dacă Chevron zice, bă, nu vrem să exploatăm. Bă, uite, vrem să ținem robinetul închis. Păi atunci ce faci? Unde e independența? Păi nu mai decizi tu dacă ai gazul ăla sau nu-l ai. Depinde de Chevron. Păi dacă depinzi de Chevron, înseamnă că automat nu ești independent. Înseamnă că nu mai depinzi de Putin, depinzi de Chevron. Nu mai depinzi de Gazprom, depinzi de Chevron. Și atunci, care este diferența? Adică de ce e mai bine să depinzi de unii decât de ceilalți? Așa că nu mai mințiți poporul cu independența energetică. Făcând cadou petrolul austriecilor și gazele de șist lui Chevron, nu ne-am câștigat independența, ci din contră. Am devenit mai puțin independenți, am câștigat dependență de alții. Această minciună este o nouă manipulare ca să justifice de ce au dat gazele de șist lui Chevron. Gazele de șist sunt un nou act de trădare națională prin care bogățiile acestei țări au fost înstrăinate pe mai nimic. De ce? Vom afla după Revoluție. După ce vor fi înlăturați de la putere, cine, cum și de ce a făcut acest lucru, de ce și cum și-au permis să facă așa ceva. Se știe foarte bine că a fost semnat contractul de către Mihai Răzvan Ungureanu cu Chevron în acea scurtă de perioadă de timp cât a fost prim-ministru. De fapt, asta a fost motivul pentru care l-a numit Băsescu prim-ministru. Vom reveni asupra acestui subiect. Trecem acum la știrea 8. Știrea este o știre care spune de pe surse, potrivit căreia guvernul ar construi zeci de spitale și sute de școli cu banii de la Roșia Montană. Această știre a fost comentată de europarlamentarul Renate Weber, care a precizat: sper că asta demonstrează doar disperarea. Numai cineva disperat poate să recurgă la o astfel de manipulare. De aia nu avem spitale, de aia ne pleacă medicii, școlile încep în fiecare toamnă cu instalații nefuncționale, din cauza că n-am dat aurul de la Roșia Montană Gold Corporation. E o penibilitate. Aceste încercări dovedesc nu numai dispreț. Mai mult, ne consideră proști. Cum mai poate cineva să înghită astfel de manipulare? S-a întrebat Renate Weber. Știrea pe surse desființată de europarlamentar face referire la un așa zis document prezentat de postul lui Sebastian Ghiță, care arată ce își dorește guvernul să facă cu banii de la Roșia Montană. Am văzut și eu această știre. Chipurile, de aia le dă pisicul Carpatin și de aia este atât de încrâncenat să se realizeze acest proiect și să le dea aurul celor de la Gold Corporation, ca să vină la români în bugetul statului 1,5 miliarde de euro cu care el o să facă școli, spitale, blocuri, autostrăzi, o să facem navete spațiale care să plece să exploreze noi lumi, o să facem centrale nucleare, eoliene, o să împânzim țara cu flori, o să facem să fie în România să curgă la robineți Pepsi Cola și Coca-Cola, în fântâni, din fântâni vom scoate miere. Va fi raiul pe pământ dacă reușim să dăm lui Gold Corporation aurul, dragi români. Abia atunci va începe bunăstarea pentru popor. Da, va rezolva toate problemele, și școlile, și spitalele, și totul, pisicul Carpatin cu 1,5 miliarde de la Gold Corporation. Bă, frate, dar dacă am exploatat noi aurul ăla și am luat 20 de miliarde? Dacă tot aurul ăla rămâne nouă, nu doar 1,5 miliarde, ci l-am face tot pentru noi, ni l-am scoate singur. Cum l-am scos mii de ani, singur. Ce-ar fi dacă l-am scoate în cont? Ci că nu mai putem să ni-l scoatem singuri. No, nu se mai poate. Numai Sirius mai poate să ne scoată, sau Steibniz, sau Steinman, sau Goldman, sau mai știu eu, Zilberman. Numai ăștia mai pot să ne scoată aurul. Noi nu mai putem. Nu, că e greu. A devenit foarte greu. De ce a devenit greu? Păi pentru că tot ei și înaintașii lor, alu Băsescu și alu
Ponta, adică Năstase, Iliescu și așa mai departe, au distrus toată industria minieră, au distrus toată industria utilajelor de exploatare minieră, au distrus o industrie grea care făcea România renumită în toată lumea. Nu știu dacă cei ce mă privesc știu, România era unul dintre cei mai mari furnizori de echipamente, de extracții miniere, de utilaj minier și industrial. România exploata petrol, gaz și minereuri în toată Asia și Africa până în 90. De ce? Pentru că aveam o industrie extraordinară, extractivă. E, astăzi România nu mai are nimic. Dar iată ce cu cap a fost făcut tot. Întâi a fost distrusă toată industria extractivă, adică 24 de ani n-am făcut decât să distrugem toată industria, iar acum spunem, trebuie să-i aducem pe Zilbor bani să ne scoată aurul, că noi n-avem cu ce. Cât de parșivi sunt, cât de ticăloși sunt acești conducători, acești trădători de țară care batjocoresc această țară de 24 de ani. Cât de ticăloși poate să fie? Și ce popor laș și slab e cel ce asistă dormind la astfel de trădare, la astfel de ticăloșie. Mergem mai departe la știrea numărul 9. Ca să râdem un pic. Să ne și distrăm acum în finalul emisiunii. Am ales o știre de cascadorii râsului. Fostul ministru al educației, Daniel Funeriu, a declarat marți la o întâlnire cu mai multe ONG-uri din educație că susține introducerea învățământului obligatoriu pentru copii începând cu vârsta de 5 ani și a spus că aceasta este o temă ce trebuie împinsă pe agenda publică de discuții. Bă, eu proști am văzut mulți la viața mea, dar ca pixel albastru ăsta n-am văzut. Bă, cum poți, mă, frate, mă, să vii cu așa prost? Cum adică să înceapă copiii școala la 5 ani? Când mai fac grădință? Păi, în 2-3 ani ajungi în așa hal de țăcă, Funeriule, îți mănâncă virus și creierul în așa hal, încât o să ajungi să propui să înceapă copiii școala de la 3 luni. Păi de la 3 luni, de ce de la 5 ani? Sau să înceapă de cum se nasc? Păi da, asta e important, să înceapă de la 5 ani. Să le iei copilăria. Chiar nu mai trebuie copiii ăștia să se bucure deloc. De o joacă, de un mers în parc, de o distracție, de o copilărie normală. Cum adică să înceapă de la 5 ani? Iată ce individ a putut să mai promoveze același Traian Băsescu. Parcă văd și astăzi. Când a venit Funeriu, nimeni nu auzise de el, nici nu exista. Și a apărut la televizor, explicându-ne nouă cum un pixel albastru care lipsește de pe ecranul televizorului maschează de fapt faptul că Băsescu nu i-a dat un dos de palmă peste moacă copilului ăla, ci de fapt l-a mângâiat. Că dacă nu lipsea pixelul ăla albastru, ne-am fi dat seama foarte bine că este o mângâiere, nu este o lovitură. După care ne-a explicat că el spune toate chestiile astea în calitate de chimist, specialist în chimie, în astrologie, în radiologie și ciurliburlie. Adică el are mare credibilitate când spune despre pixelul albastru. Ia, acest prostovan a fost luat de Băsescu, drept mulțumire, și făcut ministrul învățământului. De ce a făcut Băsescu treaba asta? Pentru că el asta are trasat. E sarcină de servici, distrugerea României. Și ca să distrugi o țară, trebuie să-i distrugi educația. Trebuie să-i distrugi sănătatea, trebuie să-i distrugi natura, trebuie să iei toate resursele și bogățiile. Ăsta era un punct pe ordinea de zi. Distrugerea educației. Păi și ce altul mai bun decât Funeriu putea fi bun pentru un astfel de post? Pe când te uiți la el, primul lucru care îți vine în cap e vorba aia românească. Prostul nu e prost destul dacă nu e și fudul. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Vă spun ca de obicei, deșteaptă-te române și vă dau întâlnire pe mâine. La revedere!